Salutare, salutare, cine m-a mai găsit la un nou vlog. Ia să vedem un pic dacă vine treanul. Vreau să leacă bicicleta aici, pe margine. S-aude, da. Auzi din partea aia. Asta cu LED-uri mișto. Au, ce fain. Da. Am plecat și-o la o plimbare cu bici scârța. Am găsit un arc. Sau ar de la ciopia acolo, da? A distrut, am aici că o să durez o veșnicie până trece trenul, că vreau să vă arăt așa în mare parte. Mergi una plimbare prin parc, prin centru, vedem și noi ce oameni frumoși mai sunt prin oraș, chiar dacă e în cursul săptămânii. Mai trece un tren. Ia uitați ce coadă s-a făcut aici. Se mai aude un tren. Ia uitați, ăsta încă nu s-a... Încă nu... Ia. Mai stăm un pic. Să vedem. Să vedem dacă funcționează cardul. Dacă nu, trebuie să dau o fugă repede până acasă. Să iau alt card. Că văd că iar o iară asta, cardul ăsta. Doar e V30, da? Ia, auzi ce viteză are tren. Unul pe o linie, unul pe o linie. Ăla era marfar. Cred că la marfar. Și haide să dăm drumul la vlog. Nu, n-a vrut să meargă cardul celălalt, nu știu ce. Mai am câteva filmări pe el, dar doar a fost tot cu GoPro-ul ăsta. Am și care e chestia, cred că trebuie să descarc din el, doar nu-i plin. 38 de giga din 128 cât are. Cine știe, bă, dar ce-a făcut pe aici furtuna asta prin parc? Eu n-am mai fost prin parc de mamă, mamă. N-am mai fost. Am mers și eu la o plimbare de seară. E ora 18:55. Și am mers și eu o leacă, s-a mai răcorit afară. La o plimbare. O pus și pe aici beculețe din astea. Acum să țină beculețele astea, să nu li furi la mintea la altora. La noi e numai pe distrus, nu e pe făcut ceva ca lumea. Lumea a ieșit cu copii, cu nevasta la plimbare, acolo frumos. Eu am ieșit cu nevasta mea bicicleta. Le-a o plimbat. Bă, dar și pe aici tai ăștia, bă, frate. Tobacou ăsta îl tai. Mamă, mamă. Vai de mine. Vai de mine, de mine. Bă, dar nu mă crengi în astea. Bă, spurtuna aia puternică. O rupt toți copacii de aici din Canticov. Aute, lemne la ea în pe foc. Cu grămâne să-l iau, uitați și acolo. Ce aia, bă, cioată?
Bă, dar ce mișto, ia să mergem până acolo alea cu bicicleta să vedem. Mi-am place așa natura cu cioate, cu... Op. Nu călcați iarba, fumați-o. Mamă, dar ce cioate. Bă, sunt nebun. Bă, dar l-o doborât, bă, și uite copac verde. De aici. Nu știu dacă vedeți. Ia uitați cum l-o rup și buf. Aici l-o trăit ăștia, cred că cu... l-o scos de aici. Fără. Da. Mai țineți minte, astă toamnă, nu știu, eram pe live sau eram într-o filmare și am găsit 10 lei sau 5 lei, tot așa lângă o cioată, dar mai în capăt. Da. Ce faci? Ai văzut? Am văzut. Vezi? De ce fac cu aiurică asta? Da, de ce? Ai văzut, că nu mai vorbești cu tine, că nu știu ce, a început să pălăvrăgească, auzi? A început să pălăvrăgească cu mine, știi? Da. Stau, stai așa, oare, să închid. Era o doză de asta, de aluminiu pe jos, de bere și am aruncat-o la coș. Chiar aici, în centrul orașului, băi, dar nu-i frumos. N-am mai coborât de pe biciclete, m-am orientat stânga-dreapta, am văzut că e liber. Ia uitați, foloasa noastră catedrală, dar cred că aia de la București e mult mai mare ca asta. Super, cred că mult mai mare. Acum o să zică lumea, bă, n-ai mai văzut o biserică, dar chiar e faină și mare. Dar cred că aia de la București și super. O să, poate, o să mă duc în august acum, la 26 încolo, nu știu, sâmbătă și duminică, într-o sâmbătă și duminică. Oricum eu sunt liber de pe 16 și mă duc pe 1 septembrie. O să mă duc la muncă pe 1 septembrie. Ia să vedem și noi, copilașii. Și oamenii, ia uitați ce fug. Mă duc să beau o gură de apă de la ciușmea. Opa. Nu ce viteză ai. Cam crocetă, da? E să nu te lovești. Am acum. Te lovești. Ia ce. Ia ce drăgălaș. Pică, pică. Așa, așa. Opa. Încet, încet. Ce drăgălaș sunt copiii ăștia. Haideți să facem un rond, fraților, până încolo spre insulă, să vedem și noi ce mai e. Oricum pe insulă nu te las cu bicicleta, dar cred că... Bă, cred că v-ați săturat de traseul ăsta, sincer vă spun, dar n-am ce să vă mai arăt. Vă mai fac și eu așa o plimbare, să mai vedeți și voi lumea frumoasă din oraș. Și să vedem și noi prin... Nu ne-a ce mușcat. Foarte multă lume. Se joacă copii. Opa! Așa eram și eu, numai că eu aveam o grada mea privată, așa să spunem. Aveam o curte imensă. Băi, și mă jucam. De dimineață până seara alergam, mai am eu cu Gabi, un fin de-a meu. El e mai mic cu 3 ani sau 4 ani, nu mai știu exact, în 93 sau 94, dar nu conta asta. Noi eram aproape de aceeași vârstă și ne jucam, alergam, jucam vața ascunsele.
Eu eram holandan, mai mare, mai bătrân. Aia e cum s-ar spune, știi, mai bătrân. Că dacă ești mare cu 2-3 ani, gata, de acum ești bătrân, ești hodoro, gata. N-am mai stat la semafor. Am văzut că se de acum se pregătea să facă roșu pentru pietoni și am zis că hai să o iau, uitați, biciclete aici, fain, cursiere, tot felul de scule de biciclete. S-ar putea să nu mai am baterie la cameră, văd că e acolo la scări, când opresc o să schimb bateria. Asta e zona asta de la autogară. Încolo e autogara. Dar dacă toți suntem pe aici, fraților, nu v-am arătat niciodată autogara Bacăul, parcă n-ați știu-o. Dar măcar să vedeți și voi autogara. Nu? Ce spuneți? Da, am să vă arăt autogara. Uite, aici te scobor. Ja. Haideți că schimb bateria și mergem pe la autogar. Vedem ce e pe acolo. Și de acolo o luăm pe la sensul giratoriu. Mergem spre insul. Da, m-am întâlnit cu un fost coleg de la MEC. Prieten, coleg, vecin, că stă pe aici, prin cartier, pe la mine. Am mai stat și noi la o discuție. Da, uite, o grămadă de oameni se plimbă cu bicicletele. Vreau să mă dau mai așa, că e o fetiță mică aici. Nici nu știi cum fuge. Și s-a oprit fântâna. Bă, da, ce liniște pe aici, erau aia cu corturile atunci, cu food. Asta e că acum în august vine Scărlătescu. N-am mâncat niciodată de la Scărlătescu. Nu e vorba de... Dai o grămadă de bani pe un hamburger, dai eu 30-40 lei pe un hamburger. Să mă ferească Sfântul, dar nu că zgârce, da. Serios, un hamburger care hai zic că e 20-30 de lei, tu îl faci 40, dacă nu cred că e 50 de lei. Mai mult ca sigur, da. E 50 de lei. Păi ce mașină îți lasă, să-i pui un motor, cred că fuge. Are și direcție, uite ce frumos. Un volan mic, îi montez un motor electric să faci cart. Pac, și nu mai ai treabă. M-am apropiat de bordură, să mă dau mai așa, poate iau vreo bordură și Doamne ajută. Aici e basilica lui Pavel, Sfântul Petru și Pavel. Păi nu prietenașul meu, fostul meu prietenaș. Nici nu mai mă interesează de el. Nici să nu-l văd la moacă. Schimbăm subiectul că nu... Nu mă interesează. Da, cu cardul ăla... Am făcut o cacofonie, mă scuzați. M-am filmat la țară și mai aveam vreo 3-4 filmulețe, nu mai aveam mult în el. Dar nu știu ce s-a întâmplat, că el face figuri când îl bagi în telefon și cred că se bagă vreun... se copie vreun program de-a telefonului și... Habar n-am. Ia să vedem că parcă e mai curat pe aici, pe trotuar. Mai curat
Bă, au așezat ăștia, astea pavelele înapoi. Bă, acum văd și eu, așa mai vii de acasă. Era pe aici nisip din ala, era vai și amar. Da, oare pista asta când o mai faci? Dacă tot o lua din nou șoferilor cu și eu șofer, acum ați biciclist, da? Când mai merg, când mai circul cu mașina, îți șofer. Și când boala mai face pistele astea să ne bucurăm și noi de ele. Bă, da, mai multă lume în cursul săptămânii decât în weekend. Bine, în weekend și weekendul ăsta lucrez, am un weekend mai intens. Vineri și sâmbătă la Raliul Moldovei. O să vedeți niște filmulețe, filmări acolo faine din culise, cum s-a spune. Și o să vedem ce... ce mai e. Ați văzut, am fost și pe la gară data trecută. De fapt nu pe la gară, am fost pe la PTTR, liceul PTTR, sau acum se cheamă altfel. M-am grăbit și am plecat și eu de acasă și am uitat să iau un ban, vreau să iau un suc, da? Nu omor de sete. Chiar pur și simplu am uitat. Mâine o să-mi pregătesc instrumentele, să iau camera GoPro, să iau trepiedul, iau camera Sony. Am de cărat aparatură după mine, mai ceva ca la, cum se cheamă, ca la televiziuni. Mai ceva ca la televiziuni. Da. Ia uitați aici francarda cu Raliul Moldovei. A fost și acum în weekendul ăsta, sâmbătă și duminică, Raliul Moldovei. A fost la Valea Poiana Uzului. Da. Valea Budului aici la Vale, Poiana Uzului în altă parte, la Comănești, partea aia. Slănic, Moldova. Și acolo este și un baraj. Unii alimentează Moineștiu și Bacău cu apă. De. Ui, dar ce o săpată ăștia pe aici, mamă, mamă. Vine Duba cu mascații. Cine-i ea? Hai să vedem multul pe aici, cu căriciorul și cu bicicleta pe aici. Fac 19 și un sfert. Ui, ceva mișcare prin oraș. Va mai arăta și orașul acesta. Cu bunii, cu rele, ia ca e orașul nostru. Ce drăgăluș era, mai păsăric. Intri în mini, vrei să faci accident? Da. Drăgălașul copiii, îmi plac tare copilașii ăștia mititei. Este așa de drăgălaș, doamne, doamne, că-ți vine și papi. Da, păi ce să faci, nu vedeți ce vremuri am ajuns?
de. Nu mă iubește nimeni. La 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 la. Mai cântu-i nebun. Păr frumos avea fata aia, creț așa și zici că era de african, african, că, africană, nu știu. Lăsați voi acolo în comentarii cum se spune corect, africană sau african, că. La noi sunt mai multe, nu denumiri, nu știu cum se spune, mai multe înțelesuri. Mai trecut de față cu jandarme, ia. Să mă duc până aici, în parc. Sunt ciușmelele alea și o gură de apă. Am băut acasă, am luat un suc de ăsta natural, mere și piersici. Chiar e bun, bine natural. Scrie că e 100% natural, mă scrie făcut în... e din ăla în pungă, ca la dozator, și are un țușpel din ăla ca la dozator. Tu pe aici ca să o iau pe la treceri, să o iau pe acolo pe la catedrală și așa mai departe. Mai stăm și noi prin oraș și după aia, pom! Este o... revin acum. Și haideți spre autogara, să vedem autogara. Dar cred că o să cobor pe aici ca să... Să nu mai am treaba acolo cu scările alea, că sunt enervate scările alea, trebuie să le cobor. Chiar dacă merg un pic pe contrasens, ultrasens, de vânzare, Volkswagen Passat. Nu mi-a păsat. Trebuia să... Haideți să nu... Prietenul lui Bogdan. Băiatul ăla e prieten cu Bogdan. Bine, prieten și cu mine, cunoștinți, așa, prieten. Ne cunoaștem, cunoștinții, ca să vorbim mai pe românești și după aia. Vedem și noi aici ce mai e pe la autogară, n-am mai fost. La chipurile acum au mai modernizat, în ghilimele au modernizat. Asta se duce la Măgura, 5 lei. Nu e mult până la Măgura, 5 lei. Asta e autogara Bacăului. Cam așa arată. Aici sunt autobuzele, pleacă. Unii se duce Valea Mare. Se duce la Faraoani, Valea Mare, în partea la îndrăs cu Nicolae Bălcescu. De ăia ce amintiri, veneam aici când mă duceam în vacanță la bunica. Nu era magazinul ăsta aici, Lidl, era un gard mare. Da, ce amintiri. O mai vopsit-o alea, o mai cărpit-o. Era urâtă tare. Da, acum lumea iar o să comenteze că nu le place. Ia să o iau și eu așa, hap, șap. Semne cu ultravioletii, cu... Ce-o făcut? Fac ce de-a? Tampona. Bravo, băi, v-ați tampona, băi. Am dat o leagă din pedale acolo, în intersecții. Le-au fost distractiv.
să vedem insula, fraților. Aici e lacul Bistrița, așa se cheamă. Bistrița și dincolo, pe partea alta e Siretul, dar nu canalul de fug. Dincolo, în partea alta. Unii se duce acolo la Letea Veche. Buză în buză cu Letea Veche. Dar ce e aici? Muzică, ceva? Ia. Cine știe? Aici era o salci, ceva era, că e codărmatul. Vântul. Vântul. Trebuie să leg bicicleta. Și... ia uite, bă, ia. Ia uite, bă, frate. Mama mea. Ce-o? Lăs-o leacă bicicleta aici. Eu am venit în inspecții. Telefonul ăla aici, că nu mă duc departe. Dar uitați cum... uai! Când a fost furtuna aia, uitați ce-o dat salcii asta jos. De aia-i fi salcii ăla mal. Ta-la-la-la, era piesa aia. De-aia-i fi salcii ăla mal. Și chiar au fost salcii la mal. Săraca, iau ce s-o prăvălit. De-aia totuși avea pietri, vedeți? A, uitați, fraților. Chiar au făcut ravagii furtuna asta. Asta se putreză ăștia acolo, se usucă, n-ai ce să mai faci chiar. Da. V-am arătat așa în mare parte. Oricum, vă mulțumesc din suflet celor care mă urmăriți, care mă susțineți acolo cu un like, care vrea să devină membru, o poate face. E 5 lei. Eu am dreptul să vă spun că nu eu am făcut, YouTube-ul a făcut, așa că dacă vreți, deja am 2 membri, le mulțumesc pe această cale că mă susține. Și din aia aproape 6 lei, 5 lei 99 așa, YouTube-ul îmi dă 4 lei. Ca să știți și voi. Că nu e chiar așa, nu mă îmbogățesc eu. Dar eu vă fac din nou content, vă fac plimbări. O să urmezi noi vloguri la București, la... pe unii mai mă duce Dumnezeu și gândul bun. Și să ai și un pic de bănuț în buzunar. Că dacă nu ai fotbal, dacă n-ai bănuț în buzunar, nu poți face nimic. Din păcate. Da. Aici au mai rezistat copăcei. Copăcei. Azi e marți, mâine e miercuri. Marți, miercuri, joi. Joi lucrez, vineri lucrez, sâmbătă lucrez, duminică lucrez, luni lucrez. 5 zile, fraților, lucrez. Ha, ha, ha. E, asta e. Lumea iese la alergat foarte bine, e sănătos. Să alergi, bravo ei, mișcarea e cea mai importantă. Și eu mă motivez, fac și mișcare, fac și un vlog și altă treabă, știți? Tu-dum-dum-dum. Acum sunt fieti care se îmbracă în băieți, se îmbracă picioare. Nici nu mai știi care e băiatul și care e fata. Serios? Da. Da, nu cred că mai... să mă duc pe insulă, să... nu cred că m-aș mai duce pe insulă, că... nu prea... ha? Voi ce spuneți, frate? Vă lăsați acolo în comentarii. Vă place insula de Agrementa Bacăului? V-ați plictisit, o cunoașteți în lung și în lat. De ea.
dar. Ce rățiușcă era, băi, nu puteam să o vedeți pe cameră, că eu am văzut-o cu ochiul, pac, pac, cu ochii mei. Hai că vedem acum ce ne spune intuiția. Că am și casca în cap, am și asta. Haideți încolo, spre partea aia, spre gârlă. Și bă, ui, și eu pe unde mai trec? Alea, bă, o lăsa numărul acolo în bord. Vedem dacă pot să trec. Nu-i ating mașina omului, dar... Acum... Un pușca mea mă spachează așa. Și o fi pe aici, bă, frate, pe la insulă de așa aglomerat. Nu-mi dau seama. Mă duc și eu, după aia editez vlogul. Mai stau în pat, mai mă uit la alți vlogări. După aia poate bag un film. Mă culc la 11-12 încolo, de ori îți liber. Ce zmoșneac, mă culc la... Voi vorbesc. Mă culc la ora 10, cam moșniegi. Păi da, cam ăsta e programul meu, cam ăsta e programul. Copiii se joacă, tânăr de-aș mai fi cât aș prețui fiecare zi din viața mea. Și tot ce n-am făcut. Era melodia aia, piesa aia. Era veche, o ascultam. Eu ascultam toate tipurile de muzică. Nu știu, aia rock, nu prea e așa. Wow, cine știe ce. Cred că zic că e cam atâta cu vlogul, deja cred că am făcut 20-30 de minute, cred. Așa că nu mai lălăi mult. Dau pe viteză înainte și tai acasă. V-am pupat, pa, pa, nu uitați să dați un subscribe, să ajung și eu la 4000 de abonați până la finalul anului. Un like și un comentariu. Voi a fost Adrian Cătălin. Pe data viitoare, pa, pa!